Fotografi din trei județe ale țării au fost prezenți în perioada 5-8 iulie 2018 în localitatea Buhalnița din județul Neamț în cadrul unei tabere de fotografie. Aceasta se intitulează Buhalnița, legenda de la poalele Ceahlăului. Proiectul, implementat pe perioada unui an, este derulat de Clubul Fotografilor Iași, Clubul Fotofocus Botoșani, Primăria Hangu, județul Neamț, Pensiunea Lostrița Buhalnița Hangu, județul Neamț și Parohia Buhalnița Neamț. Radio Jurnal Spiritual este principalul partener media al evenimentului. Tabăra Buhalnița, legenda de la poalele Ceahlăului, ediția a patra, a făcut parte din manifestările religioase și culturale prilejuite de împlinirea a 560 de ani de atestare documentară a Bisericii Buhalnița Neamț, ctitoria domnitorului Miron Barnovski. În zilele de 6 și 7 iulie, participanții au mers într-o tură foto la răsărit pe vârful Izmanaș și pe vârful Creasta Giurcii din satul Buhalnița. Lacul, izvorul muntelui, florile și razele soarelui au fost principalele subiecte pe care fotografii le-au surprins prin intermediul aparatului de fotografiat. Tinerii au avut parte de o vreme plăcută și de un spectacol al naturii generat de ceața și negura de la poalele Ceahlăului. Despre primele zile din cadrul taberei ne-a vorbit Andrei Baciu, artist fotograf din Ploiești. În contextul împlinirii a 560 de ani de atestare documentară a Bisericii din Buhalnița, Clubul Fotografilor Iași împreună cu fotografi din Botoșani și din Prahova organizează o nouă ediție a taberei Buhalnița, legenda de la poalele Ceahlăului. Alături de noi se află Andrei Baciu, artist fotograf din Prahova, mai precis din Ploiești, pe care rugăm să ne spună câteva cuvinte despre această zonă deosebită, unde a ajuns pentru cea de-a cincea oară. Îmi amintesc de spusele părintelui Cristian, care ne-a vorbit despre întemeierea bisericii și despre personalitatea domnitorului Miron Barnovski, un domnitor poate ușor trecut cu vederea în istoria convențională, însă care a demonstrat un caracter și o probitate rar întâlnite. Legat de acest duh al lui Miron Barnovski, nu pot să nu mă gândesc de asemenea la ce s-a întâmplat aici în zonă odată cu construirea barajului și cu oamenii mutați din satele adiacente râului și felul în care au hotărât să-și care două cimitire, dacă nu mă înșel, pe drumul morților până sus la noua biserică și la noul cimitir. Din ce m-am informat, din ce am citit, a fost o muncă foarte dificilă pentru autorități să-i convingă pe oameni să se mute și chiar și așa, chiar dacă s-au lăsat cu greu mutați, nu au vrut să renunțe la morții lor. Mi se pare extraordinară ideea continuității de fundamental creștină, evident. După cum mi se pare fundamental, poate să râdeți, faptul că adineori am descoperit niște flori de câmp în formă de cruce. Recunosc că trecusem pe lângă ele practic o viață întreagă și totuși acum câteva clipe l-am descoperit. A lăsat Dumnezeu florilor de câmp o delicatețe, o smerenie, dar în același timp o simplitate incredibilă și trecem pe lângă ele și nu le vedem. Și cred că toate aceste elemente care poate par disparate se leagă în titlul mult mai inspirat decât am crede al taberei noastre foto, legenda de la poalele Ceahlăului. Tot ce se vede se leagă pe verticală de ceea ce nu se vede. Firea se leagă de cele suprafirești. Acestea sunt impresiile mele, că tot ceea ce se află aici și se vede cu ochii fizici se întâlnește și se îngemenează și se originează de fapt în ceea ce se vede și se simte cu ochii și cu inima. Comparativ cu celelalte anotimpuri, în afară de flori, ce ți s-a părut deosebit? Iată un element, să spunem, care face diferența între turele precedente, este răsăritul soarelui. Într-adevăr, pentru că până acum cred că am prins întotdeauna nor înspre răsărit. Pentru noi, fotografii cărora le plac și fotografii de peisaj, răsăritul este momentul cel mai important și nu pot să nu mă gândesc la faptul că Sfinții Părinți spun că Dumnezeu la fiecare răsărit binecuvintează firea încă o dată și cred că acesta este efortul pe care conștient sau mai puțin conștient încercăm să-l dăm mai departe, acela al miracolului care se întâmplă în fiecare dimineață. Impresiile mele legate de vară în contrast cu celelalte anotimpuri pornesc de la ceea ce spuneam adinori, această simplitate înșelătoare a florilor de câmp,
trec prin muncile câmpului, oamenii care îngrijesc culturile sau care întorc fânul și așa mai departe. Și probabil se termină în gândul pe care îl releva de curând, mă rog, într-o carte pe care o parcurgeam de curând, Nicolae Velimirovici, anume că ciclul anotimpurilor, începând cu vara și terminând cu primăvara, respectă de fapt ciclul vieții Mântuitorului pe pământ. Sigur, totul culminând cu primăvara, adică învierea Mântuitorului, și faptul că zilele cresc și la un moment dat încep să scadă și așa mai departe, se corelează de fapt și are însemnătatea adâncă aceasta, de fapt, a reflectării parcursului lui Hristos pe pământ. În această seară urmează un nou eveniment în cadrul taberei, este vorba de o expoziție de fotografie intitulată Sânzienele la Borlești. Iată, o expoziție ce ține de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Ai privit fotografiile, o scurtă impresie despre aceste imagini care surprind o activitate care îl îndeamnă pe privitor să păstreze tradițiile noastre moștenite și apărate cu sânge. Transmit un fior vitalist, fără a fi păgân, și în același timp înnoitor și tonic fotografiile. Oameni îmbrăcați în costume tradiționale, în ii, printre florile de câmp, că acestea văd că sunt la motivul discuției noastre. Și apropo de asta, tot astăzi am aflat, zici că astăzi m-am născut, e interesant să te naști în fiecare zi, ceea ce nu pot decât să sper să se întâmple și în continuare. Astăzi am aflat că acele flori, tot așa mici, nebăgate în seamă galbeni, se numesc tot sânziene. Și atunci, iată, o întâlnire fericită între toate aceste elemente. Florile de câmp, fotografiile și rostul lui Ioan Botezătorul pe pământ. Andrei Baciu, mulțumesc tare mult pentru prezența în această tabără și, bineînțeles, sperăm ca finalitatea acestui proiect să fie una de succes. Și eu vă mulțumesc, a fost o bucurie și o onoare, dincolo de orice clișee și de orice patetisme preambalate, și să sperăm că ea deschide această activitate, deschide orizonturi tot mai frumoase și mai largi. Alături de noi se află Florin Andrei, membru al clubului Fotofocus din Botoșani, pe care îl rugăm să ne spună câteva cuvinte despre participarea sa la această tabără și, bineînțeles, să ne spună și o impresie a celei de-a doua zile, iată, desfășurată aici, într-un cadru deosebit, la poalele Muntelui Ceahlău. Ziua de azi a început undeva pe la ora 5 ale dimineții, a decurs cu urcare pe muntele Netedu, l-a răsărit, a făcut ceva fotografii, lumină extraordinară, flori de vară, totul s-a întâmplat destul de repede și a fost impresionant. S-a întâmplat o chestie foarte faină, l-a auzit atât de superb cum a fost, a venit și o ploiță și a condimentat puțin atmosfera. Și pe final așa a apărut și un curcubeu. O jumătate de curcubeu. O jumătate de curcubeu, dar poți să zici un curcubeu dacă o aranjezi frumos într-o fotografie, totul e superb. Superb, deci e o zonă spectaculoasă. Ce înseamnă pentru clubul Fotofocus Botoșani această participare? Iată, ați reușit să veniți în cele patru ediții, câțiva reprezentanți de la Botoșani. Această participare e altceva decât ceea ce facem noi. E un proiect, din punctul meu de vedere, desfășurat pe parcursul unui an în toate cele patru anotimpuri. E ceva care n-am reușit să facem până acum, cel puțin cei din Clubul Foto Botoșani. Suntem onorați că am fost invitați să fim parteneri la această tabără și mă bucur foarte mult că am reușit să participăm la toate edițiile. În seara zilei de sâmbătă, 7 iulie, a avut loc vernisajul expoziției de fotografie Sânzienele la Borlești și lansarea albumului foto cu același nume. În deschiderea evenimentului, Lucian Vamanu, patronul pensiunii Lostrița, și-a exprimat bucuria de a avea oaspeți pe fotografii din Iași, Botoșani și Prahova. Mă bucur că sunteți la pensiunea Lostrița. Organizăm împreună cu Clubul Fotografilor din Iași, cu fotografii din Botoșani și cu domnul Andrei Baciu din Prahova, a patra ediție a taberei de artă fotografică în Franța, legenda de la Poalele Ceahlăului. Vernisajul va fi Sânzienele de la Borlești, așa cum vedeți.
Este a patra ediție care o organizăm într-un alt anot. În fiecare ediție precedentă a fost într-un alt anot timp, așa că asta este inedită. Mă bucur că sunteți aici și vă invit la ediții următoare, bineînțeles. Domnul Constantin Ciopu este o persoană deosebită și datorită lui am reușit să facem acest lucru, pentru că din cauza lui și datorită efortului lor, nu numai al domnului Ciopu, ci al întregului colectiv de la Clubul Fotografiilor Nea și al Andrei Baciu, care de fiecare dată a făcut câteva sute kilometri numai pentru ca să fie alături de noi și să ne bucure cu niște prezentări din altă ținută. Expoziția este apreciată de turiști din străinătate. Sunt destul de mulți turiști care vin aici și care apreciază lucrările expuse. Unii dintre ei, cum v-am zis, și chiar au și cumpărat. În continuare, în calitate de coordonator al taberei, am vorbit despre programul acestei ediții și despre lucrările din expoziția aflată în Galeria de Artă a Pensiunii. Nu ne-a fost greu să concepem și să gândim un astfel de proiect, astfel încât acesta să fie unul de succes. Deși vin de 10 ani de zile, abia în cadrul acestei tabere am reușit să descoper cu adevărat frumusețile acestui loc. Mai mult de atât, l-am rugat și a fost așa, adică în limita posibilităților și timpului, l-am rugat pe Andrei Baciu să vină alături de noi în cadrul celei primei ediții. Nu ne-am gândit că va veni și în cadrul și la următoarele ediții, dar pentru că locurile, oamenii și membrii Clubului Fotografilor Iași au dat dovadă de seriozitate, deschidere și așa mai departe. Lucian m-a întrebat dacă ar fi bine să organizăm și dacă vom organiza și expoziție de fotografie. La prima ediție am avut o expoziție de fotografie intitulată România de poveste. În cadrul celei de-a doua, ediții, o mică pauză. Iar la cea de-a treia ediție am avut o expoziție de fotografie intitulată Chipuri de lumină, ce a reunit fotografii realizate de către participanții la tabăra din luna mai, sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Am profitat de vacanța de 1 mai. De această dată ne-am gândit că ar fi bine să creăm o punte între Buhalnița și Borlești, unde nu de mult, adică pe 24 iunie, am participat la o frumoasă activitate dedicată Zilei Internaționale a IEI și îi avem aici alături de noi pe reprezentanții comunității din Borlești. Acum, legat de fotografiile din vernisaj, pot să spun doar, să fac doar câteva remarci, după care o să las pe Andrei Baciu să verniseze, practic, această expoziție de fotografie, profitând de prezența și de experiența și de cuvintele frumoase pe care le adresează de fiecare dată. Sunt imagini de la strânsul sânzienelor, cu o zi înainte, la Borlești. Nu s-au trezit oamenii de la 5 dimineața să strângă sânzienele, ci au făcut lucrul acesta înainte, la apus de soare, și lumina a fost prietenă cu noi. Toată activitatea, după cum vedeți în imagini, s-a desfășurat în aer liber. Sunt chipuri ale copiilor, atmosfera activității și, bineînțeles, am încercat să facem cadre cât mai reușite și care să vină, să rămână odată cu trecerea timpului. Mai mult de atât, ne dorim să-i ajutăm pe cei din Borlești, pentru că au tradiții frumoase și activități frumoase, să pună cap la cap aceste, să spunem, activități și să rămână ceva într-un dosar, într-o expoziție, într-un album, pe un site, pe un eveniment, pe Facebook și așa mai departe, astfel încât cei ce vor urma să aibă ca model și, bineînțeles, să ia exemplu poate și oameni sau persoane din afara comunității borleștene. Surpriza acestei serii este un album pe care l-am realizat. Acest album cuprinde imaginile din expoziție și aproape toate imaginile realizate la panoul arhaic sau panoul fotoarhaic, ca să spun așa. Toate lucrările sunt expuse aici, astfel încât dumneavoastră veți avea o amintire atât de la expoziția de fotografie pe care noi am realizat-o, cât și de la
fotografiile pe care le-am făcut pentru următorii 100 de ani. La rândul său, artistul fotograf Andrei Baciu a apreciat lucrările expoziției. Mi-adresez și eu ca de fiecare dată la fiecare cele patru plus una ediție ale întâlnirilor noastre mulțumirile mele tuturor celor implicați și acum dumneavoastră celor care ne faceți onoarea să fiți prezenți la activitatea noastră fotografică. Legat de expoziția care se vernisează acum, nu pot să spun decât că sunt foarte revigorante fotografiile, odată prin, sigur, culoarea inerentă a fenzienelor, prin frumusețea câmpului prin cu flori, dar mai ales prin frumusețea gestului care se află în spatele fotografiilor, anume acela de recuperare și de activare a culturii noastre tradiționale, atât prin obiceiuri, cât și prin portul țărănesc și așa mai departe. Cred că trăim vremuri în care cunoașterea și recunoașterea noastră ca identitate, ca națiune, este extrem de importantă. Ce frumos ar fi ca acum, de 1 decembrie, când se împlinesc 100 de ani, să mergem cu toții în ei la festivitatea de sărbătoare sau la biserică sau ambele. Nu pot decât să vă felicit atât pe dumneavoastră fotografi, cât și pe dumneavoastră oamenii care ați apărut în fotografii pentru inițiativă și pentru inima din spatele ei. Mă bucur foarte mult că văd atâția copii implicați în ce s-a întâmplat acolo, pentru că ei trebuie să înțeleagă și să trăiască valorile noastre românești, care sunt mult mai sănătoase și mult mai importante decât poate am putea să credem în valul acesta de cosmopolitism și de europenism care vine peste noi. Aseară am constatat două lucruri. Ieri, mergând la fotografii, nu știam că florile acestea galbene se numesc înziene, după cum nu știam că, de fapt, floarea lor are forma unei cruci. Și vorbeam cu domnul Ciocu că nimic nu e întâmplător și e mai mult decât semnificativ acest aspect. După cum și Ia românească, toate modelele de pe ea, de fapt, au o semnificație simbolică pe care bine ar fi să o cunoaștem și să o ducem mai departe. Vedeți, este întotdeauna de aplaudat un astfel de gest de recuperare, însă cred că este de asemenea important că el să fie făcut în deplină cunoștință de cauză, nu ca preluarea unor forme pe care, de fapt, să nu le pătrundem până în adâncul lor. Adică Ia, de pildă, și sărbătoarea sânzienelor și tot ceea ce ține de acest domeniu tradițional, are o semnificație în spate, niște motive și niște motivații care le originează. Nu purtăm Ia doar că este frumoasă, ci Ia este frumoasă pentru că transmite niște valori, pentru că semnele de pe ea înseamnă niște lucruri. Și atunci copiii bine ar fi să știe ce se întâmplă acolo și să știe de ce se poartă Ia și de ce este atât de frumoasă și de ce merită să porți Ia. Pentru că dacă purtăm Ia doar ca să purtăm Ia, s-ar putea ca esența să o pierdem. Cultura românească este extraordinar de frumoasă și vă spun asta nu ca unul care a preluat din cărți această afirmație, ci ca unul care o constată pe măsură ce, nu știu, trece timpul și ne mai vine mintea la cap să ne gândim, de pildă, la bazmele românești. Un baz românesc ca Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Sau Povestea lui Harapalu. Dacă îmi dați voie și spun asta în calitate de filolog, face mai mult decât 7 cărți contemporane. Unde s-a mai pomenit astăzi ca față de dușmanul tău să nu nutrești altceva decât milă și altceva decât dorința de a-l ajuta să-și revină, așa cum face Făt Frumos când le înfrânge pe scorpii, vă aduceți aminte, trebuie să treacă pe niște tărâmuri fermecate, să lupte cu scorpii, dar după ce o înfrânge, îi redă piciorul pe care îl tăiase în bătălie. Acest gest de a-ți recupera dușmanul, nu de a-l distruge. Trăim într-o societate în care competiția, competitivitatea te îndeamnă să-l faci praf pe adversar, să faci praf concurența. Ori, Făt Frumos nu face asta. Atitudinea lui este recuperatorie. El suferă odată cu Hristos pentru căderea lumii. Și din lumea aceea a lui Făt Frumos, și Făt Frumos a devenit Făt Frumos, nu s-a născut Făt Frumos. A avut un potențial pe care l-a împlinit
Asta trebuie să înțeleagă copiii noștri și de fapt noi înainte de ei. Și din lumea asta vin tradițiile acestea. Ia în sine, din mentalitarul țăranului român, care a avut evident și rele și că era om, dar a avut și o bogăție spirituală extraordinară. Și de acolo, din lumea aia, vin atât fotografiile, cât și ea, cât până la urmă, ca să mă întorc la fotografie, cât și demersul acesta pe care încercăm noi să-l actualizăm aici, cu legenda de la poalele, tot îmi vine să zic, Olimpului, Ceahlăului. Pentru că avem ceva care este al nostru, vrem, nu vrem, ni s-a dat și suntem, cred, datori să ducem mai departe, să înțelegem ce se întâmplă și să dăm mai departe aceste valori. O surpriză deosebită a fost prezența membrilor organizației cu Fărul Borleștiului din localitatea nemțeană Borlești. Facem o scurtă pauză muzicală și ne întoarcem la tabăra din Buhalnița pentru a asculta un fragment din prezentarea Fotografia de peisaj, interpretări, compoziție. A urmat, așa cum vă spuneam mai devreme, prezentarea Fotografia de peisaj, interpretări, compoziție, prelucrare a artistului fotograf Andrei Baciu. Vă prezentăm în exclusivitate un scurt fragment al acestei inedite prezentări. Miza prezentării mele pornește de la premisa că o poză este o poză, dar nu orice poză este o fotografie. Ce vreau să zic cu asta este că riscăm să, atât de obișnuiți fiind cu pozatul și cu pozele, să trecem pe lângă puterea extraordinară de expresie a fotografiei. Adică riscăm să ratăm ce pot sau cât de mult pot să transmit prin fotografii. Pentru că le vedem peste tot. Însă așa cum nu orice cuvânt sau nu orice propoziție construiește o poezie, în același fel, nici orice poză nu este o fotografie, adică nu este purtătoarea unui mesaj care trece dincolo de vizibil. Cred că merită să ne familiarizăm mai adânc cu limbajul acesta al fotografiei, pentru că, vedeți, fotografia este un limbaj. Nu este doar gestul de a apăsa pe butonul mobilului sau al aparatului foto și înseamnă că am făcut o fotografie. O vorbă veche în fotografie spune așa: dacă am pian în casă, nu înseamnă că sunt neapărat pianist. Dar atunci de ce, dacă am aparat foto, înseamnă că sunt fotograf? Ce vrea să zică treaba asta? Vrea să zică faptul că fotografia are un limbaj al ei, are o gramatică, dacă vreți, a ei, are o simbolistică a ei, are niște principii de funcționare și așa mai departe. Și de aici pleacă diferența între actul atât de banal al faptului de a face o poză undeva la masă, cu a poza farfuria, deși și acolo e, poate să fie o artă, și o fotografie care într-adevăr să fie o purtătoare de mesaj. Probabil că ar merita introduse chiar în școală niște ore de educație vizuală, pentru că știți că astăzi imaginea este la putere și e vorba aia care spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Sigur că aici trebuie detaliat un pic, pentru că acele 1000 de cuvinte, dacă sunt ale unui om obișnuit, sigur, nu sunt mare brânză, dar dacă acele 1000 de cuvinte sunt dintr-o poezie de Eminescu, înseamnă că fotografia care să le echivaleze trebuie la rândul ei să fie extraordinară. Și atunci discuția, deci, e mai complexă decât pare. Prezentarea mea vizează fotografia de peisaj, că asta m-a oferit voluntar Constantin Ciopu să fac în această seară. Și atunci o primă precizare ar fi aceea că fotografia nu este despre fotografie. Așa cum muzica nu este despre muzică. Fotografia, dacă este într-adevăr purtătoare de mesaj, fotografia atunci este despre viață, despre oameni, despre emoții, despre idei și așa mai departe. Fotografii pică în această capcană a limitării efortului fotografic la partea tehnică. Câți megapixele are aparatul, cât de mare e, cu cât e mai mare înseamnă că ești mai profesionist și așa mai departe. Ceea ce este din start o eroare. Fotografia este fotografie doar dacă transmite mai mult decât se vede. Și acum, fără a încerca să sugerez că
acest proiect al meu întrunește toate condițiile, pentru că dacă pot să spun teoria, nu înseamnă că mă pricep neapărat și la practică, însă fără a avea deci această pretenție, am să vă arăt în continuare acest proiect al meu. Un proiect fotografic, că veni vorba, constă nu doar într-o poză, ci într-o serie de poze care tratează o anumită temă. Și pe baza acestui proiect al meu, poate putem să discutăm niște lucruri, eventual și niște întrebări, dacă aveți, le discutăm cu plăcere. În lumea electronică, nu știu cât de mult vă interesează, acum eu sunt pus într-o dilemă pentru că publicul meu din această seară are o dublă factură, pe de-o parte fotografii în colțul din dreapta și pe de-o parte civilii, adică dumneavoastră în colțul din stânga și o să încerc să adaptez discursul pentru, cum să zic, ca să împac ambele părți. Și atunci, dacă vrei să te exprimi fotografic, atunci un proiect fotografic, cum spuneam, care tratează o temă mai pe larg, este mult mai consistent sau poate să fie mult mai consistent decât o simplă poză cu care suntem atât de obișnuiți. Și asta este proiectul din această seară, care se numește, după cum observați, Hibernal Haiku. Cred că mai bine ar fi să trecem așa încet prin el și apoi o să o luăm de la capăt și am să vă arăt, am să dezvolt un pic ideile despre fotografia de peisaj. Acest proiect al meu a fost publicat la editura Liternet. Este tânăr, este doar din 2013, însă are forma unei cărți, observați că are și ISBN. Are și o prefață. Și constă așadar într-o serie de vreo 30 de fotografii făcute de subsemnatul, iarna. Poftiți? Nu, slavă Domnului că nu, erau doar niște păsări, niște ciori, cred că erau. Am să vi-l arăt întâi pe tot și apoi o să ne întoarcem și o să, ca să aveți impresia, prima impresie nu a cuvintelor mele, ci a imaginilor și a textului eventual, dar nu cred că avem timp să stăm să citim și textul. O găsiți în măsura în care vă interesează și m-aș bucura, găsiți cartea de pe site-ul meu, Andrei Baciu, cum vă. Mister. O să mă întorc și să vă explic. Sunt fotografii făcute pe parcursul la câțiva ani în zona limitrofă localității mele de Baștină, în județul Prahova. Și se sizează că mizează pe partea asta a albului, dat de zăpadă, de anotimpul. Din punctul meu de vedere, aceste serie de fotografii de peisaj constituie un îndemn la liniște și la, nu știu, introspecție. Pentru că e atâta tăcere încât ele te pun față în față cu tine însuți și dacă vrei, bine ar fi să te asculți, să vezi ce se întâmplă în tine însuți acolo. Și sigur că această atitudine la care invită acest e-book este complet opusă atitudinii la care te invită telefonul mobil când dai cu degetul repede acolo la like-uri la Facebook și la Instagram, chit că vezi și acolo poze. Asta nu înseamnă că e un lucru rău. Și vreau doar să zic că există tipuri de fotografie și tipuri de fotografie și unora merită să le acorzi o atenție mai adâncă decât simpla plicuire acolo într-o fracțiune de secundă. Că s-ar putea să îți ofere mai mult decât pare. Dacă aș putea să vă conving, să mă asigur că v-am convins de ceva în această seară, acesta ar fi lucrul de care sau pe care aș vrea să mă asigur că vi l-am transmis. Că fotografia poate să transmită mult mai mult decât se vede. Nu știu dacă reușesc pozele astea, dar vă garantez că există fotografii care fac treaba asta. Și de acolo vorba aceea că fotografie spune cât o mie de cuvinte. Duminică, 8 iulie, fotografii au participat la Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Buhalnița. La final, Părintele Paroh Vasile Cristian Dăscălescu a apreciat efortul tinerilor fotografi care au ales să desfășoare un proiect în satul Buhalnița, numită și Coasta de Azur a Moldovei. În același timp, Părintele Paroh a mulțumit în mod deosebit artistului fotograf Andrei Baciu din Ploiești, care, prin prezența sa, a conferit notorietate taberei. Constantin Ciofu este aici cu Clubul Fotografilor din Iași, din Prahova și din Botoșani,
la cea de-a cincea ediție a taberei de fotografie Buhalnița, legenda de la Poalele Ceahlău. Dumnezeu i-a luminat, i-a binecuvântat și a lucrat prin ei ca acest loc binecuvântat în care trăim noi și pe care uităm sau nici măcar nu ne trece prin minte să-l admirăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Este cu adevărat un loc iubit de Dumnezeu. Ei s-au ostenit și au venit la Buhalnița în toate cele patru anotimpuri, iar primăvară, vară, toamnă. Dar au început ei cu toamna. Toamna, iarna, cu primăvara și acum cu vara. Și au făcut în Buhalnița, pe munți și pe văi, în casele frăților voastre, poate v-ați simțit năpădiți vreodată, așa de 20-30 de persoane, de ați fost poate orbiți de blițurile acestor aparate performante, însă, credeți-mă, ei nu au dorit decât să imortalizeze, să prindă în fotografie timpul care trece. Timpul este imperceptibil. Simțim efectele trecerii lui, dar nu le vedem cu ochii. Când privim însă o fotografie, fie ne exaltăm, fie ne bucurăm foarte mult, fie ne crucim. Depinde în care etapă a vieții noastre a fost ea făcută și desigur depinde cu ce ochi privim noi o fotografie. Cert este că o fotografie, am zice noi, este sau poate să devină o icoană. În viețile sfinților contemporani, iată, în cărțile dedicate lor, se păstrează fotografiile lor, fotografii care au devenit mai apoi model pentru icoanele acestor sfinți. Deci zicem noi că în fiecare fotografie și mai ales în fiecare chip de om din fotografie stă într-o stare latentă, ascunsă o icoană. După cum în fiecare fotografie ce reprezintă, să spunem, un peisaj din natură, stă ascunsă tainic slava lui Dumnezeu. De aceea zicem că acești pasionați fotografi sunt și ei împreună lucrători cu Duhul Sfânt, de vreme ce caută frumosul, de vreme ce caută să surprindă timpul și să-l înveșnicească, de-ar fi cu putință. Este foarte frumos. Acum toți oamenii fac fotografie cu telefon, însă tinerii aceștia poartă în ei lumina Duhului Sfânt. Dumnezeu îi trimite ca pe niște apostoli în lume. Ei pot să surprindă frumusețea acesteia, după cum pot să surprindă hidoșenia ei. Dar ei caută frumosul și vor să lase moștenire după ei frumosul, pentru ca el să crească, să se perpetueze, să se desăvârșească în lume. Vedeți, intrând în casele frăților voastre, văd fotografii vechi. Le păstrați mulți dintre voi cu sfințenie. Dacă ele n-ar fi fost, am fi fost mai săraci. O fotografie poate să vorbească mai mult decât vorbesc mii de cuvinte. Așa după cum din freștele bisericilor și din sfintele icoane putem simți, putem învăța Evanghelia, dar mai ales putem simți iubirea lui Dumnezeu și dragostea sfinților. De aceea zicem că Dumnezeu lucrează prin ei și credeți-mă, vă spun sincer, nu mi-aparține această inițiativă.
nu mi-aparține această idee. Dumnezeu nu a născut-o în inima mea, dar a născut-o în inima celor care iubesc, poate mai mult decât noi cei care trăim aici, care iubesc locul acesta și pe care vor să-l facă cunoscut de s-ar putea lumii întregi. Pe acești tineri îi binecuvântăm și rugăm ca Hristos să facă sufletul lor frumos și mintea lor curată, ochiul lor desăvârșit de curat, pentru ca văzând frumosul și imortalizându-l, adică ne lăsându-l să moară, ne-l oferă nouă și mai ales îl oferă moștenire celor care nădăjduim că ne vor urma în aceste locuri sfințite de jertfa celor care au trăit și s-au ostenit și le-au apărat pe ei. Mulțumim tuturor partenerilor implicați în această tabără, în mod deosebit domnului Lucian Vamanu, patronul pensiunii Lostrița, gazda evenimentului. Un gând de recunoștință avem către părintele paroh Cristian Dăscălescu, care ne-a primit mereu în curtea bisericii monument din Buhalnița și care a oferit fotografilor din tabără două mese gratuite, a declarat Florina Ioane, membru al Clubului Fotografilor Iași.